Inițial, în calendarul examenului de bacalaureat era prevăzut ca proba la evaluarea competențelor digitale să debuteze pe data de 13 iunie. Cum această zi a fost declarată nelucrătoare, s-a revenit prin ordin al Ministrului Educației, stabilindu-se că evaluarea să înceapă vineri 10 iunie. Astăzi sunt planificații 1001 elevi, îmi cer scuze. Vineri au fost 956, din care s-au prezentat 947. Proba de astăzi începe la ora 1, prin urmare prezența o vom prelua după ora 3, orele 15. În funcție de numărul elevilor din centru, de numărul candidaților, liceele au avut posibilitatea să-și programeze în cele 5 zile destinate acestei probe. Ziua de 13 fiind zi liberă prin codul muncii, au fost devansate în ziua de 10, astfel că 5 dintre cele 30 de licee și-au programat începând cu marți astăzi. 14 iunie. Te simți pregătită pentru examen? Da. Ce rezultat crezi că vei obține? Experimentat, sper. Ai emoții? Am emoții, da. Nu foarte multe, dar... Te simți pregătită? Da, într-o oarecare măsură. Ce rezultat crezi că vei obține? Sper că experimentat.